Deci o să fac cea mai mare greșeală din Minecraft, să sap în jos. Da, se aude ceva ca lumea rofix. It was at this moment that he knew. He fucked up. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit aici la un nou episod pe canal, un nou episod din seria noastră de Minecraft Hardcore. Un nou episod în care o să începem căsuța, uitați exact aici. Înainte de episod m-am pus și am făcut aici niște locuri unde ar trebui să încep, ideea pe care o am. După care, după ce am să termin această casă, sincer aș dori să fac niște idei de mi le-ați lăsat în comentarii, alea fiind o casă în copac și multe altele care o să mai vină. Bun, nu uitați, fraților, dacă vă plac acest episod, să apăsați acolo pe butonul de like și de subscribe și să începem direct cu treaba. Stați un pic așa, numai să ajung eu acolo mai bine. Deși, hai stați un pic să mă gândesc eu care ar fi cel mai ușor material de construcție ca să mă urc. Știu că era la un moment dat ceva material, un material ăsta, ceva ca și o schelă. Dar nu găsesc aici, nu mi-arată aici. Nu mi-arată. Nu mai știu cum se face. E măsuța aia dubioasă, nu știu. Poate o fi scos-o din joc, mai știi? Bun, în cazul ăsta cred că ori mergem după dart, ori construim așa și facem metoda țărănească și o să construim așa. Nu de alta, dar văd că nu vrea să meargă. Ei, pac. Așa. Bun. Nu știu cât o să ieșim cu ea în exterior, oricum o să arate super mișto, o să vedeți. Nu știu cam cât de mult ar trebui să ies cu ea în exterior. Cam atâta? Cred că un pic poate prea mult. Dacă nu, în cel mai rău caz, mai fac o dată. Ceea ce nu ar fi prea fun să mai facem o dată. Sincer, cred că mi se pare cam micuț. Cred că e un pic o idee cam micuț, dar asta rămâne de văzut. O să ne urcăm după aia pe muntele din spate și o să ne uităm. Ok, am crezut că am trecut fix, cred că fix la locul ăla. O trebuie să și înlocuim niște blocuri pe care le-am pus greșit. Așa, cum ar fi ăsta. Care ne-a și omorât de fel. Bun. Ok, vine noaptea. Hai că arată bine. Nu știu, nu e prea înalt sau ce. Nu cred. Ok, haideți o să dormităm puțin înainte. Și o să revenim aici. Mă, oameni, sincer, vreau să mulțumesc frumos celor care ați fost pe live-uri. În ultima perioadă chiar am avut o creștere, să-i zic așa, destul de mare pe live-uri. Ați fost destul de mult și, sincer, mă bucură treaba asta și mă motivează să continui. Ce m-ar motiva și mai mult ar fi să pot să mă culc în acest joc mirobolant. Sper că vă plac seriile de Minecraft, mai ales cele care au și shader și stilul ăsta survival. Și... Da, stați un pic, am avut un blocaj pe creier. Nu știam ce nu merge să mă culc și am citit acolo jos. În care pur și simplu o să fac ideile voastre, o să fac și ideile mele și v-am zis, asta e prima mea hartă de hardcore. De am jucat-o vreodată în jocul ăsta. Ideea e că mie mi se pare că se face noapte, dar de fapt nu se face noapte, fiindcă îi treaba asta cu shader-ul și din câte vedeți se vede totul super mișto. Chiar poate facem aici un screenshot și uite așa. Poate cine știe, îl folosim în thumbnail. Fiindcă eu fac screenshot-uri din joc și după aia le pun în thumbnail. Bun, acum că putem și noi să ne mișcăm, ia să facem noi treaba asta. Bun, pac. Acum o să coborâm până jos, sincer nu trebuie ceva iron să-mi fac ustensile mai bune, ca altfel nu știu cât de mult o să putem avansa cu casa oricum în acest episod, dar încercăm aici să facem o treabă bună, ia să vedem aici așa. Nu știu, am uitat să vă întreb în episoadele trecute cam cât de lungi ați vrea să fie episoadele. Cam cât de lungi, ca să nu le fac prea lungi și să le fac cam cât ați dori și voi. Eu în mare parte le fac de 10 minute. Acum, hai că arată interesant. Bun. Hai să, nu știu cu ce să umplem înăuntru. Oare să pun tot lemn? Aș cam mirosi foarte mult lemn. Sau cobblestone, una din două. Lemn sau cobble. Oricum, până atunci vreau să facem altceva. O să am nevoie de bețe. Așa.
Și vreau să facem, numai ca ceva ce nu mai știu cum se fac, așa. Bun, invers se făcea, bun, acum țin minte. Așa. Bun. Stai că... Deci că mă joc pentru prima oară Minecraft-ul. Ok. Am trebuit să mergem sus. Adică știți ceva? Am să fac mai întâi o scară, că deja m-am plictisit de la atâta urcat. Și am să fac o scară care să mă ducă sus de fiecare dată momentan. Momentan până... Până modificăm, sau cine știe, poate rămâne varianta asta, deși nu prea cred. Ok, pardon. Ce vreau să fac aici? Informator. Să urc așa cu ele. Să fie ca și, cum să vă zic, ca și o sforă care ține treaba asta. Dar ar trebui atunci totuși să schimb materialul de pe care o să se umple jos. Să fac o piscină. Hai că fac piscină dacă e. Hai că facem piscina, băieți. Tot timpul vine să zic chat din obișnuință de pe live. Dar nu o să zicem chat. Stai să-i stimez și eu pe unde ar veni asta. Bun. Perfect. Asta e treaba. Ok, arată interesant. Sper doar să fie la același nivel și cu asta. Că nu-mi place să fie una mai scurtă și una mai lungă. Ok, pac. Băi, am vorbit cu niște developer și mi-am făcut rost de ceva keys la niște jocuri. Și sincer vreau să fiți acolo cu ochiul geană pe canal, fiindcă o să fie unele jocuri, o să vi le dau și vouă. Am primit keys și pentru voi. Și atunci o să facem așa, ca un mini giveaway pentru voi. Și cine o să fie acolo activ, o să primească o keyță de la un joc. Eu sper să fiți toți activi, chiar dacă nu o să câștigați toți, dar asta rămâne de văzut. Bun. Ia stai, facem noi așa și normal că trebuie să pic. Ia cum arată. Aș putea totuși să cobor pe blocul ăsta, da, aș putea să cobor pe blocul ăsta ca să fie mai interesant. Chiar arată destul de interesant, zic eu, și mă bucur că am făcut fix cât am avut nevoie. Stai să spar și blocul ăsta. Nu uitați, băieți, dacă mai aveți și alte idei, v-am zis că o să facem... Fiți atenți cum o să facem. Ideea pe care mi-o dați, gen, o să o fac și o să vă pun numele pe ideea aia. Adică dacă, nu știu, Alex Gaming mi-a zis să fac o casă în copac, atunci am să fac o casă în copac și am să pun numele pe ea, Alex Gaming. Ok, bun. Momentan până acum chiar arată foarte interesant. Cu ce vreau să umplu înăuntru, cred că o să fie cobblestone și pentru asta trebuie să mergem la minat. Pentru minat vreau să mă duc să-mi fac niște ustensile. Bun. O să-mi fac două târnăcoape, două topoare și pentru cei care ați fost pe live-uri o să-mi fac și o sabie, fiindcă știți ce traume am eu. Bun. Astea le lăsăm aici. Așa. E un liliac aici sau ce se tot aude? Nu mă prind. Cred că e un liliac pe aici prin zona. Sau zombie pe sub noi văd. Ia să săpăm în jos. Deci o să fac cea mai mare greșeală din Minecraft, să sap în jos. Da, se aude ceva ca lumea rău fix. Ce a fost asta? Dude, ce-a fost asta? Ce-a fost asta? What the fuck? Deci nu-mi vine să cred ce tocmai am văzut. Stați un pic să schimb pe shader-ul ăsta ca să poți folosi torța, ca să vedeți și voi. Deci, băieți, ce-a fost asta? Deci, nu mai apăsați. Nu. De ce s-au spawnat atât de mulți aici? Nu-i efectiv nimic. Da, nu. Băieți, nu săpați în jos pe Minecraft, e cel mai de căcat lucru. Ar trebui să mă ascult și eu data viitoare. Nu săpați în Minecraft, ok, o să ar putea să fie un pic lăguț până intru înapoi într-o peșteră, deși văd că suntem ok cu FPS-urile.
O să plecăm destul de departe față de casă. Doamne, efectiv, primul meu gând era că sper că încă am patul acolo, că am spawn point. Ar trebui să nu mergem prea departe, cât să mă pot și întoarce momentan, până mă mai învăț cu zona. O să iasă să mergem o dată și la explorat. Momentan încolo am stat, deci bine, o fi. Ok, hai să săpăm aici așa în jos și să începem o mină. Deci eu chiar nu îmi dau seama ce tocmai s-a întâmplat. Nu pot, nu, mi-e imposibil să înțeleg ce a fost acolo, fiindcă era totuși un pătrățel acolo micuț, adică nu era nimic. Wow. Da, nu. Eu începe jocul ăsta să mă mire din ce în ce mai mult. A, da, chiar și acum aparent trebuie să prăjim bucățile astea ca să primim iron ingot. Asta nu știam, am aflat aseară pe live. Bine, voi episodul ăsta o să-l vedeți din nefericire un pic o întârziere de o zi. Încă n-am apucat să filmez niciun episod în weekend și weekendul ăsta o să fiu plecat și trebuie să vă las cu multe, multe, multe episoade. Planul meu este de 2 pe zi, probabil o să reușesc 2 pe zi dacă îmi propun și o să văd și susținere de la voi. Bun. Ok, mie tot îmi vine să dau slash home ca pe server de Minecraft, de pe live. Narcotic, arată-ne și nou un slash home aici. Oh, ok. Bun. Ah, ok, dude. Ce au ăștia cu mine? Ce, am luat ironul la mine. Deci eu nu mai rezist psihic la așa ceva. Dude. Ne facem un chest plate, niște pantaloni. Nu de alta, dar murim aici. Uite, avem și tăbuți. Ne facem full iron, că dacă nu, oricum, cred că aveam ăștia cu feather falling, cu protection. Ok, hai să ne facem și noi viața full. Deci ne aventurăm pe aici ca proști. Hai, plesnește și tu. N-am cum de scheletul ăla să trec. Așa, mor și tu. Bă, dar ce dau scheleții ăștia perverși? Plesnește și tu, dă-te încolo. Bă, da, plesnesc că ăștia n-au milă. Așa, hai că-mi găsi și... Asta nu știu ce îs. Ok. Luăm de aici iron-ul și ce am mai găsit, fiindcă dacă toți suntem aici... Bine, noi am venit pentru că în căutare de cabel. Deși... Nu știu cât o să mă lungesc eu cu clipul, n-am apucat să facem prea multe în el. Dar... Episodul viitor o să fie mai lung, în care o să și facem casa ca lumea, deși cred că și în asta o să mai stau puțin. Nu știu, o să încerc mai multe tipuri de episoade să văd ce vă place. Am găsit diamante, da, nu? What? Bă, ce e ăla, mă? Ok, tot rău spre bine am găsit. Ce l-a auzit? Și ăsta mă atacă? Uite, păianjin, mamă, mi s-a făcut pielea de găină când... Mamă, băieți, mi s-a făcut pielea de găină, nu cred că se vedea. S-a făcut pielea de găină. Mamă, când am auzit sunetul ăla, m-a luat așa o frică, nu știu, pentru cei care mă cunoaște și mă știți și de pe live-uri, știți cum sunt eu cu zgomote, cu frică. A, era emerald. Da, era emerald, hai că numai bine am văzut și eu. Numai diamante am văzut. La ce strat suntem? Mă gândeam eu cum am găsit diamante aici, la 18. Am coborât ceva. Am picat ca lumea. Ce-i? Check your recipe, ca să-și bată joc cineva de mine, se știa cine. Recipe. Ok. Ăsta e, cum se numește? Ăsta e lapis lazuli. Mai aveam eu o metodă în care pronunțam eu cuvântul lapis lazuli când eram prunc, dar nu o să repet acum. Uite și redstone-ul. Bine, am și textură, dar și redstone-ul cred că e schimbat. Stați un pic, ar trebui să aruncăm niște gunoaie. Aruncăm aici gunoaie. N-ai tu să n-arunc tot. Am murit un liliac în foc, nu?
Ok. Eu tot aud zgomote și mi-e frică. Ok. Cred că cam atât a fost și cu mina asta. Cred că cam atât a fost și cu mina asta. A, uite, mai avem aici un pic de iron. Ok. Mă, băieți, oricum, sincer, cam atât a fost și cu acest episod. Asta o să fie poate un episod un pic mai scurtuț, în care am fost mai mult după materiale de casă. N-am găsit noi foarte multe chestii, dar... mai luăm acum cobblestone-ul cât fac outro. Și în episodul viitor începem bătălia, începem construcția casei. Și... o să înceapă nervii mei. Sau poate mai facem un episod înainte de luat resurse, fiindcă ne-ar trebui mai multe resurse, precum nisip și multe altele. Dar eu zic că până atunci este suficient. Nu uitați, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați acolo pe butonul și de subscribe. Și dacă mai aveți astfel de episoade, să-ți dați și voi acolo un share. Eu am fost Darmi, vă pup, să aveți o seară faină, ciao, ciao.